De 25 de ani ne alegem președintele și asta ne schimbă viața. Am votat pentru liniște și apoi pentru schimbare. Am ales răul cel mai mic și am ales să trăim bine. În următoarele două episoade, adevărul despre România se întoarce în timp, pentru a vedea când am greșit și când am învățat din greșelile acestor alegeri. E bine să știm toate astea înainte de a vota din nou. Deci, tovarăși, vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale. Când veți vota? La 20 mai! Să nu vă fie frică! Dar nu ne puneți tu la încoastă, nu ne cu propuneri pe care să le acceptăm necondiționat. Credeți în Dumnezeu, domnule. România nu mai poate fi condusă decât cu mitraliera. Pă ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns să aleagă între doi foști comuniști? Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Abia acum ne învățăm ce e libertatea, încă nu știm să ne comportăm. Suntem timizi. Abia poporul român a fost bolnav de frică. În aceste clipe e bolnav de libertate. Revoluția română a început pe 17 decembrie 1989 la Timișoara și s-a încheiat pe 25 decembrie, odată cu execuția soților Ceaușescu. După aceea, împușcăturile s-au oprit, morții au fost conduși la groapă, iar peste țară s-a lăsat o zăpadă blândă și o liniște înșelătoare. I don't know how I feel. I feel so free, so happy, so hopeful especially. Huge hopes I have. A venit anul nou și preț de câteva zile românii au fost bucuroși și au privit cu speranță către viitor. Apoi s-au trezit în mijlocul lunii ianuarie, speriați și confuzi, neștiind ce să facă cu libertatea pe care tocmai o câștigaseră. Laurențiu Calciu, un tânăr din București, a ieșit pe străzi cu o cameră video și a surprins de ruta acelei perioade. Suntem prea mulți avanți, mai mergem și la muncă. Eu dacă mai prin munca oamenilor se poate reduce din nou la suprafață viața adevărată a omului. Asta e munca și conștiința. Altceva nimic. Am murit de foame și o să murim din nou. Că n-am chef să muncesc din nou pentru că boierul copilului comunist stă în întreprindere, are 5.000 și stă în bar. Și eu de ce să muncesc? Și asta să se schimbe și să vedeți dacă nu se potrolește lumea. Dar nu înțelegeți nimeni nimic. Conducerea provizorie a țării fusese preluată încă din zilele Revoluției de Frontul Salvării Naționale, condus de Ion Iliescu și bazat aproape în întregime pe structurile vechiului regim comunist. Era încă o situație politică foarte complexă, așa. Fiecare încerca să se așeze și mai ales vechile structuri încercau să se replaseze. Lumea dorea, dom'le, liniște, să se mai dea niște banane, să mai crească salariul, să... Nu dorea înlocuirea unei orânduiri. Nu avea, v-am spus, nivelul ăsta. Foști membri de partid în România au fost 4 milioane. Membrii familiilor lor, cel puțin se dublează. Membrii Partidului Comunist, alte vreo 3 milioane. Cum o să excludem din viața politică a țării o secțiune atât de mare, majoritatea populației țării? E absurd. Așa că pleacă ai noștri, vin ai noștri. Doreau să se mențină vechile structuri din care să fie eliminați cei care deținuseră puterea și să fie înlocuiți cu unii noi, cu lupi tineri, oameni setoși de funcții, dar structurile să rămână. Se dorea lucrul acesta, iar Ion Iliescu a venit perfect. S-a pliat perfect pe această dorință generală ca să nu se schimbe, de fapt, în esență, societatea dinainte de 89, doar să fie înlocuiți niște oameni, redistribuită puterea și cu asta basta. Și liniște, să fie liniște, oameni buni. Dar România nu a avut parte de liniște în primele luni ale anului 1990. Perspectiva primelor alegeri libere după aproape 50 de ani de comunism a stârnit orgolii uriașe. Pe scena politică au apărut partidele istorice și în jurul lor s-a înfiripat o mișcare de opoziție care dezaproba orientarea FSN-ului și cerea îndreptarea României către o democrație de tip occidental. Opoziție față de Frontul de Salvării Naționale trebuie să existe. Pentru că dacă nu există, ajunge din nou la comunism înapoi, fraților!
Având la dispoziție întregul aparat preluat de la regimul ceaușist, FSN-ul lui Ion Iliescu a răspuns cu replici arogante și cu manifestații în care a mobilizat clasa muncitoare. Noi ne strângem toți de la front, ne strângem aici pe alea aviatorilor, din nou. Toți ne regrupăm acolo. Nu dăm în ei și nu-i provocăm în niciun fel. Cu ce parte votezi? Nu, nu am treabă cu ei. Eu dacă... Cu cerăriștii? Nu, domnule, eu am ținut aseară cu studenții care spuneau că sunt fără partid. Lasă-ne, domnule, cu studenții dumneavoastră, domnule. Muncitorii e forța și va fi totdeauna... Nu respinge niciun fel de sugestii, niciun fel de propuneri care pot să ne ajute să ne clarificăm propria noastră deliberare și opțiune. Dar nu ne pune sula în coastă, nu ne cu propuneri pe care să le acceptăm necondiționat. Partidele astea să fie ordonate, să asculte de cine la putere acum. După decenii întregi în care trăiseră sub cârmuirea partidului unic, mulți români nu înțelegeau rostul pluralității pe scena politică. Dăm jos pe poșorogi. Punem tineretul care ăștia au vrut libertate, nu oia care a fost fugit. Nu e așa, vrei? Da. Nu vrem rece, avea buș aici. Și vrea el partidul lui separat. De ce vrei tu, Bani? Unde mi-ai fost până acum? Alegerile se apropiau, iar această stare de spirit avantaja Frontul Salvării Naționale și pe Ion Iliescu. Și au mai fost avantajați și de comportamentul partidelor istorice. Partidele istorice s-au adresat oamenilor ca și cum cetățenii din România așteptau să vină Partidul Național Țărănesc, Partidul Liberal, Partidul Social Democrat, să salveze țara de comunism. Că era așa o sete de anticomunism în România, teribilă, și veneau ei să o stingă. Nici vorbă de așa ceva. Mai ales țărăniștii care și-a dus răi prin mansarde și în drumul taberii, veni să le spuneau să fie numai oameni curați, care n-au fost nimic înainte. Trebuia să-i omor pe toți din România, că toți fuseseră ceva și întâmplare fuseseră în partid. Aia 4 milioane de membri de partid a fost tot șarlatani? Tot șarlatani a fost cu interese, toți români, toți aia 4 milioane? Îmi amintesc prima apariție televizată a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Dumnezeu, o țară întreagă aștepta cu sufletul la gură să-i vadă pe țărăniști. Și mi-amintesc și acum, Dumnezeule, a apărut un soi de falangă. Parcă era un comando de talibani. De-aștia, de cum apăreau pe la televizor, mai lipsea să fie unul cu două hangere în spate și altul cu un AKM. Dom'le, trebuie să alungăm lupii, să-i terminăm, să-i scoatem. Bineînțeles că lumea s-a speriat, dom'le, pur și simplu s-a speriat de apariția aia de pe ecrane, o greșeală politică uriașă. Au dat impresia că scopul lor și programul lor este să lege anul 1990 de anul 1947. Și că între astea ce a fost la mijloc se poate da la o parte, dar nu și-au dat seama că la o parte asta însemnau milioane de oameni care într-o formă sau alta investiseră ceva în regimul precedent. Nu că credeau în el, dar asta este, viața mersese mai departe. Nu poți să faci tabula rasa din 50 de ani de istorie. Cu astfel de imagine, partidele istorice mai mult i-au încurcat pe candidații trimiși în cursa prezidențială. Radu Câmpeanu din partea PNL și Ion Rațiu din partea PNCCD au fost cei care au îndrăznit să candideze împotriva lui Ion Iliescu la alegerile din 20 mai 1990. Amândoi se întorseseră în țară din Occident cu intenția de a ajuta România să treacă de la comunism la democrație. Când veți vota la 20 mai, să spuneți că vreți o democrație, România să intre din nou în făcașul civilizației occidentale. Eu am votat cu Radu Câmpeanu și cu PNL-ul în acel moment. Alți oameni din generația mea au votat cu domnul Rațiu. Domnul Câmpeanu avea așa învergură europeană, vorbea bine, nu știu ce. Națiunea română ar fi prima care poate n-ar accepta malversațiuni făcute la aceste alegeri. Acest Câmpeanu era un, din punct de vedere politic, era un submediocru, în vreme ce Ion Rațiu era cu totul altceva. Rațiu chiar avea niște idei de anvergură alt nivel, cu totul alt nivel mental. Chintesența democrației se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Era din alt film. Era cu totul și cu totul altceva. Adică, în plus de asta, îți dădea un soi de calm, de siguranță. Era excentric cu papionul lui. Era altfel.
toți comuniștii pe care am văzut toată copilăria mea, toți erau cu o cravată înfiptă în gât, nodul mare, burtoși în general, ușor transpirați, genul ăla de activiști de care, cum să spun, era un model. Rațiu, cu papionul lui, cu costumul lui bine croit, cu șosetele, era foarte important, șosetele lui Rațiu de la costum erau lungi, erau până sub genunchi. Toți activiștii ăia de partid pe care îi vedeai cu Iliescu în frunte la un moment dat erau cu șosete scurte. Le vedeai la un moment dat părul de pe picioare, da? Era o diferență. Ăsta venea din alt... Vă dau aceste detalii pentru a înțelege că era cu totul și cu totul alt personaj. Deci cobora din altă lume. Ion Rațiu cobora într-adevăr dintr-o altă lume, dar era o lume prea îndepărtată pentru o Românie confuză și încremenită în timp. Și vrei să fii ăla din America care a stat 50 de ani în măsă acolo și ne-a mâncat gheare și... Și vai de mama, na, dumneata, v-ați fi cu ei? Nu, domne, stai, domne! I was produced as the guy who comes along with bags of money to buy up the country or sell it to the capitalist West or bring in massive unemployment and so on. Și oameni care vin de dincolo și cu partidele astea și încăsare în fabricile și vor face supraproducție, vă întreb acum, vor fi niște muritori de foame. Aia vom fi! Noi, românii! În primul rând, ei nu trăiseră în România, veniseră atunci din afară, nu? N-aveai pur și simplu încredere. Da, face o democrație originală. Și așa și este. Nu așa și este. Nu ne luăm după Occident. Cine trebuie nou Occident? Dom'le, facem noi o democrație aici, românească. O producem noi, în bătătură, în spatele casei, unde naiba o producem. Modelul occidental pe care Ion Rațiu și Radu Câmpeanu l-au propus românilor s-a dovedit a fi o strategie neinspirată. Țara voia cu totul altceva. Popularitatea lui Ion Iliescu era enormă. Meeting-uri de 100 de mii de oameni, vă puteți imagina? Nu vă puteți imagina. Iliescu, te votăm, te votăm tot neamul, ca să moară de necaz, Rațiu și Câmpeanu. N-ar fi avut cum în cele câteva luni trecute de la Revoluția în care România s-a culcat cu Ceaușescu și s-a trezit cu Iliescu, 24 de ore. N-avea cum să se schimbe electoratul. Întreaga populație a României abia aștepta să vadă la televizor să apară Iliescu, să capete încredere că cineva se ocupă de țară. Cei capabili să reformeze sistemul sunt cei care aparțin sistemului și care au căpătat această experiență necesară, pentru că numai ei pot să analizeze din interior toate pârghiile transformatoare pe o bază realistă. Mai bine haibana decât creator! Mai bine huligan decât dictator, mai bine coran decât activist, mai bine mort decât comunist! Opoziția și-a axat campania tocmai pe această apartenență a lui Ion Iliescu la vechiul sistem. Așa a apărut fenomenul Piața Universității. Și sunt unii care le plâng de mine și Părvat Golan, care provoacă dezordine în centrul orașului. Mai bine mort decât comunist! Alegerile din 20 mai au dovedit că fenomenul Piața Universității a fost doar o iluzie. Dar eu venisem de la Timișoara 14 ore cu trenul. În acele 14 ore am avut timp să discut cu lumea temeinic, cu tot felul de oameni de la un capăt la altul. Și știam că vom fi făcuți harcea în alegeri. Adică știam că vom fi zdrobiți. For Romanians, it was a proud and historic day. Many walked miles just to mark their ballot. Sigur că rezultatul, din punctul meu de vedere, la acel moment a fost catastrofal. Nu credeam că la câteva luni, numai după ce picase comunismul, după ce scăpasem de Ceaușescu, românii să voteze în felul în care l-au votat pe Ion Iliescu. Că este o altă formulă de manipulare, când se spune România a venit la putere, România neocomunistă de 90, a venit la putere eșalonul 2. Păi nu eșalonul 2. În alegerile de care vreți să vorbim în 1990, a venit la putere eșalonul 1. Cel mai sinistru eșalon 1. La adăpostul procentelor uriașe obținute în alegeri, Frontul Salvării Naționale a hotărât să instaureze liniștea în mod brutal. Era un mesaj clar către oricine îndrăznea să le conteste puterea. Pe 13 iunie 1990, forțele de ordine au împrăștiat manifestanții care mai rămăseseră în Piața Universității, iar prin intermediul televiziunii s-a transmis mesajul că în București situația a scăpat de sub control. Avem de-a face cu o încercare de rebeliune de tip legionar.
Minerii au fost chemați să reinstaureze ordinea. S-a scris astfel cea mai murdară pagină din istoria recentă a României. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Că sunteți oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. La 6 luni de la Revoluție, țara era în pragul războiului civil, iar lumea occidentală era îngrozită de imaginile care veneau de la București. Gata, am văzut la televizor, am văzut și când a vorbit oașul Iliescu și domnul Iliescu și am venit să văd dacă e chiar așa cum spuneau ăștia, că a sărit miliția pe istorie. După cel mai lung an, peste România s-a așternut din nou tristețea. Nu mai sper nimic, nu mai... Nu pot fi decât tristă. La fel ca înainte. Nu mai sper nimic? Nu prea. Cred că cei care spun era mai bine înainte au dreptate. Nu ai nicio speranță? Prea puțin. Nu ai nicio speranță? Și în această dezamăgire generală, mulți dintre ei au plecat pentru totdeauna din România. Într-adevăr, au fost zeci de mii de tineri care au primit azil politic. Toate statele au oferit azil politic democratic în acel moment. Nu se mai întâmpla așa ceva nicăieri. Nous avons demandé l'asile politique en Italie pour pouvoir continuer notre lutte. Parce que maintenant, nous sommes devenus des dissidents et il est impossible pour nous de rentrer en Roumanie. Au fost însă și unii care au rămas. Ana Blandiana, Gabriel Andreescu, Dumitru Iuga, Andrei Pipidi, v-am și azi o poză cu ei patru conducând așa zisa demonstrație a cămășilor albe din 10 iulie pentru eliberarea lui Marian Munteanu și a studenților închiși. Și situația s-a rezolvat de-abia prin luna august, când a fost un faimos telefon al lui François Mitterrand către domnul Iliescu. Și din nou revenim la celebrele cauze externe care au dus la evoluția României. Da? Ne place sau nu să o spunem, România a evoluat în acei ani împinsă de la spate de lumea occidentală, învățând democrația de la zero. Atât de hăbăucă era societatea românească la începutul anilor 90, încât nevoia aceasta de a învăța de la cineva sau de undeva ce înseamnă democrația era acută. Era o foame teribilă de a pricepe cum funcționează instituțiile unui stat democratic și modern. Avem nevoie de ajutorul în continuare al fundației. We need assistance from the National Endowment for Democracy. We need assistance from the United States government. We need objectively. We need a new political forces. Political directly implicated. America a sprijinit în acei ani opoziția din România, a ajutat partidele, ONG-urile, sindicatele și instituțiile mass media să înțeleagă că democrația înseamnă alternativă. Foarte mulți oameni din România au mers și au făcut traininguri, hai să le numim generic, de democrație, dacă vreți, în Statele Unite ale Americii. Fie că vorbim de sindicaliști, fie că vorbim de oameni politici. Nu ne-au ajutat din filantropie. Dezvoltarea democrației în această parte de lume a fost de folos și Occidentului. Prăbușirea sistemului economic socialist a salvat țările capitaliste dezvoltate de intrarea în recesiune la începutul anilor 90. Deci ei au evitat intrarea în recesiune prin pătrunderea pe piețele create ca urmare a prăbușirii sistemului economic socialist. Păi nu, asta e clară, e concluzie clară. Noi ca jurnaliști la începutul anilor 90 am beneficiat la un moment dat de astfel de programe de training și nu sunt eu singurul caz, burse. Într-adevăr, Soros a făcut atunci un lucru, au hotărât să plătească drumul în străinătate a celor care primeau burse și nu se puteau duce că n-aveau bani. Deci a fost un lucru foarte bun. În perioada 1991-1992, Emil Constantinescu a mers în Statele Unite ale Americii în calitate de profesor invitat la Universitatea din Carolina de Nord. Dar scopul lui real a fost altul. A avut un proiect. Proiectul acesta de democrație. Cu care am plecat acolo în America, da.
Când m-am dus prima dată, m-au întrebat cât costă. Eu nu eram pregătit, noi eram în lumea idealurilor. Pentru americani exista o singură idee fundamentală, stabilitatea. Stabilitatea interesa. Însă în România numai stabilitate nu era. Minerii continuau să vină în capitală și să folosească forța. În România, în anumite aspecte, nu se pot face multe decât cu, știu eu, puțin prin forță. Iar în stradă, politica se făcea în continuare cu patos. L-am manifestat pentru susținere în front. Cum pentru ce? Întrebați pentru ce? N-ați mai auzit? La adăpostul acestei dezordini, mari afaceriști ai anilor 90 începeau drumul către primul milion de dolari. Băieții cu ochii albaștri, mai mici sau mai mari în grad, nu dispăruseră cei de dinainte de, sau din perioada lui Ceaușescu. Erau activi încă în societate. Se infiltrau în partide, făceau bani foarte mulți în anii aia de năucire, dacă vreți, de la începutul anilor 90. Ei au știut să facă bani. Sumele care erau creanțe ale statului român la diverse state, din exportul de mobilă, din exportul de petrol, din exportul de cereale, așa s-au născut mari bogătași ai României. Anul 1991 a adus un nou cadru legislativ care mi-a permis transformarea întreprinderii mică în societate comercială. Așa s-a născut Selena. Trebuiau speriați investitorii străini. Nu trebuiau să vină investitori străini, trebuia ca banii împărțiți de la securitate, crearea băncilor piramidale, deci toate sistemele care în Rusia s-au folosit pentru oligarhie, să creeze oligarhie. La 2 ani de la Revoluție avea milionari de carton și o țară care exista doar pe hârtie. Chiar dacă le cream instituțiile statului așa cum pe hârtie, așa ca în vest, ele funcționau ca în est, ca în România. În toamna lui 1992 aveam o Constituție, apăruseră primele semne de capitalism, aveam prima televiziune independentă, iar Michael Jackson concerta la București și devenea fără să vrea agent electoral. Era timpul unui nou moment zero pentru România. Exista o singură necunoscută. Era cineva capabil să-l învingă pe Ion Iliescu? În 92, da, cred că Ion Iliescu putea fi învins. Și eu eram unul dintre cei care puteam să candidez, dar n-am candidat, din păcate. A, da, 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 da. Petre Roman, cred că l-ar fi putut bate pe Ion, e corect. Avea o mai bună prezență decât Emil Constantinescu din punct de vedere politic. Ar fi putut. Dar n-am făcut-o și a fost o șansă ratată. Astfel de momente schimbă istoria unei țări. Opozanții lui Ion Iliescu s-au grupat într-o convenție democrată care l-a susținut pe Emil Constantinescu. Constantinescu habar n-avea de cum a funcționat economia înainte de 89. Eu vă spun, habar n-avea. Cred că domnul Emil Constantinescu nu era încă pregătit. Chiar nu era pregătit. Nu eu m-am hotărât să candidez. S-a făcut un portret robot. Cum ar trebui să fie în 92, ar să arăte un președinte pentru România? Dar au fost foarte multe discuții, că de fapt a fost un soi de aranjament, o intrigă a lui Corneliu Coposu, care a preferat un Emil Constantinescu mai ușor de stăpânit, să spunem, decât Ion Rațiu. După 1991 am fost martirizat de prietenii mei cei mai buni, de Coposu printre alții. El n-a putut să suporte faptul cum eram eu. Avem un om cinstit, fără ascunzișuri, un om cu credință în Dumnezeu și cu dragoste de neam. Așa îl prezenta Corneliu Coposu pe Emil Constantinescu în 1992, dar nu a fost de ajuns. Iliescu a fost mai convingător în dezbaterile televizate, reușind, așa cum nota Le Monde, să-l facă pe Constantinescu să pară mai comunist decât el. Dar mai presus de toate, Emil Constantinescu s-a afundat singur în ridicol. Emil Constantinescu a propus să aducă curent din Turcia, atunci în România, o schemă absolut fantasmagorică, de care imediat Iliescu a început, Iliescu fiind și hidrotehnician, adică nu era, te și apuci să intri pe domeniul adversarului și l-a ridiculizat. Dumnezeu, vrei să aduci curent cu găleata, domnule, din Turcia. Nu se poate. A explicat costurile. N-are niciun sens să faci o asemenea operație. Te costă mai mare daraua decât o caua și mai departe. Penibil. Și doi, voia să întărească relațiile cu Taiwanul
în dauna Chinei. E, atunci chiar l-am văzut pe Iliescu cum aproape că îi venea să-i spună taci. Cum să spun, nu mai era nici cursă pentru președinție, adică bătrânul politruc de superle, băi, tu ești nebun, cum poți să spui așa ceva? Adică cu China, domnul, dumneavoastră vorbim serios, uite și acum era, Iliescu era șocat așa, în afara timpului. O greșeală imensă, bineînțeles, a râs toată lumea atunci și așa a pierdut. A pierdut Constantinescu atunci. Ziua decisivă a fost pe 11 octombrie. Era toamnă, lumea culegea viile, avea altă treabă. A fost o rată a participării destul de slabă. Al doilea, am văzut că cei care veneau la vot erau numai zone agricole, da? Toți votau cu Iliescu, în continuare. Deși în București domnea ideea că în 92 se va schimba ceva. Aiurea era destul să ieși din orașe și să mergi la țară, să vezi că în zonele astea toată lumea era organizată, da? Dar mai presus de rezultatul alegerilor, opinia publică a fost șocată de numărul uriaș de voturi anulate. Și m-am certat, cred, două luni cu Andreea Pora și alți prieteni de-ai mei, care erau absolut convinși că alegerile au fost furate și au stat și s-au purecat și s-au uitat la 1 milion de voturi. Deci eu care îi văzusem pe toți oamenii aia care erau la o nuntă și prima au traversat să voteze, beți morți până în ștampilele pe unde apucau, puteam spune, dom'le, stai liniștit că poporul român în stadiul lui de cultură politică poate să greșească sute de mii de voturi. Era și foarte complicat, erau încă sute de mii de partide. Poate cele mai nefaste alegeri din istoria post-decembristă sunt cele din 92. De ce? Pentru că atunci ar fi trebuit să câștige Emil Constantinescu. Sau, altfel spus, ar fi trebuit să plece Iliescu atunci. În 92, proiectul nostru a fost să obținem o prezentare parlamentară. Era imposibil în acel moment încă să fie doborât președintele Iliescu. După părerea mea, cea mai mare victorie a unui om politic a fost al Ion Iliescu din 92. Pentru că vreau să vă reamintesc, Ion Iliescu a creat un partid în 92, și partidul acesta a câștigat alegerile. Dacă venea Constantinescu în 92, acei 4 ani în care am pierdut trenul în raport cu Europa de Est, nu s-au făcut niciun fel de reforme. S-a perpetuat șomajul mascat. Fabricile falimentare care au fost lăsate să funcționeze ca nu cumva să lăsăm oamenii fără locuri de muncă. Se ardea pur și simplu gazul de pomană în fabrici pentru că produsele n-aveau nici piață și niciun preț competitiv ca să poată acoperi cheltuieli energetice în acea industrie energofagă din România. Deci toate astea au fost posibile încă 4 ani, până în 1996, pentru că a câștigat Ion Iliescu. Au fost 4 ani cenușii în care totul părea încremenit. 4 ani cu greve, inflație galopantă, privatizări scandaloase și sărăcie cât vedeai cu ochii. Pentru a supraviețui, România a început să ia împrumuturi, de oriunde și fără nicio strategie. România a obținut un credit de 40 miliarde de ieni, echivalentul la 380 milioane de dolari, de la banca niponă Nomura Securities, de la piața Samurai, cunoscută ca practicând dobânzi deosebit de înalte, după cum transmite agenția France Press. Am fost obligați la o inflație de 260%. Asta era realitatea. O mare parte din economie care fusese alimentată prin subvenționare nu mai rezista, eram într-o situație similară cu 89. Deasupra tuturor acestor probleme, Ion Iliescu rămânea egal cu el însuși, sărac și cinstit, dar sătul de putere. What happens now in Romania is a unique case in history. It's a matter not only of changing a few institutions and dignitaries, it means restructuring mentalities. Ion Iliescu, ca animal politic, a fost în permanență înfometat să aibă cât mai multă putere. Este și motivul pentru care mandatele lui au fost încărcate de compromisuri îngrozitoare. S-a înconjurat de foști colegi din Partidul Comunist Român, de foști securiști sau, mai grav, și asta este de fapt cel mai grav, a tolerat la umbra lui oameni care au făcut toate nenorocirile care ne batem capul și astăzi. Iliescu s-a ținut mereu la putere în România, tocmai prin prisma faptului că a știut să promoveze oameni mediocri, oameni șantajabili sau oameni fără aspirații. Au făcut unii niște averi pe care le pot considera ca monstruos de nerușinat. Sigur că i-a cocoloșit pe ăștia, că i-a luat în brațe, că i-a menținut, e treaba lui Iliescu. Dar eu nu cred și nu voi crede niciodată că Iliescu a bătut palma cu cineva pentru vreo potlogărie.
Chiar și așa, cu trecerea anilor, mitul președintelui salvator s-a spulberat. Iliescu n-a bătut palma pentru podlogării, dar a încetat să mai fie fratele cel mare care ne-a salvat de la război civil și dezintegrare națională. În 1994, dezgustați de politică și extaziați de echipa națională de fotbal, românii au scandat Hagi președinte, iar tinerii au început să-și convingă părinții că există viață și după Iliescu. Gheorghe Hagi! Nebunesc când îi văd stâns la cozi cu minții. Nu știu, s-au obișnuit, i-am dobit-o, citând așa hal încât acceptă iar chestia asta, nu s-au trezit. De exemplu, la mine în familie exista așa o discrepanță, o ceartă continuă. Eu, altă orientare, taică-mă fesenist. Efectiv, noi nu ne mai cream că n-avem bani, că-mi trebuie nu știu ce, că... Politica, ca peste tot, cred. E, dar când a venit la mine, nu mai era fesenist, mi-a zis că nu mai e. Adică s-a trezit, dacă taică-mă s-a trezit care era așa doctrinat, înseamnă că și ceilalți se vor trezi. Și o realizare, taică-mi nu mai fesenist. Vântul schimbării începea să bată și peste România. Deci îl voi vota pe Mircu Săfirescu. Nu este o rușine, nu este un secret, sunt cetățeni și sunt liber să aleg. Sper ca domnule Emil Constantinescu să ajungă președintele României, pentru că vreau să fiu din nou mândru că sunt român. Eu l-am votat și îl voi vota în continuare pe domnul Emil Constantinescu, pentru că am încredere în dumnealui. Îl votez pe Emil Constantinescu. La 3 noiembrie 1996, data primului tur de scrutin, Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Petre Roman și-au împărțit peste 80% din voturi. Devenea tot mai clar că schimbarea era posibilă numai prin unificarea forțelor de dreapta. Îl sprijin și îl sprijinim pe domnul Emil Constantinescu. Deci Iliescu încă părea de nebătut și el a putut să fie învins numai datorită acestei alianțe care s-a realizat în bătălia din opoziție. Și a mai fost ceva care a schimbat istoria României post-revoluționare. Cei mai importanți ziariști români au susținut atunci fără rezerve ascensiunea lui Emil Constantinescu. În 96 am fost chibiț electoral și de atunci m-am lecuit. Evenimentul zilei a avut un rol decisiv la ceea ce a însemnat la vremea respectivă victoria lui Emil Constantinescu, pentru că evenimentul zilei devenise un fenomen de masă. Avea la un moment dat un tiraj incredibil și era pro Emil Constantinescu de o manieră foarte profesionistă, ca să spun așa. Au rămas de poveste vizitele lui Emil Constantinescu în redacția ziarului Evenimentul Zilei. Emil Constantinescu venea deseori neanunțat. Și scriam ca și acum, editorialul, scriam în fiecare zi. Acolo era tipografia, nu era ca acum trimit prin e-mail. Și atunci ieșeam, mă trezeam că spunea secretara, știți, a venit Emil Constantinescu. Ieșeam, îl rugam, stați în noastră 5 minute, adică n-aveam cum, că trebuia să apară editorială, sigur, cu toată jena. În momentul în care evenimentul zilei a titrat, pare mi se, cu câteva zile înainte de vot, chiar a pus pe manșetă ceva de genul votați Emil Constantinescu, impactul a fost enorm. Dar pot ziariștii să spună că au schimbat președinți? Sunt îndreptățite aceste orgolii? Într-adevăr, eu am scris în 95 un editorial numit acesta va fi, e mic cu viitorul președinte al României. Dar nu, să nu credeți că nu. De fapt, e o iluzie, nu presa a făcut-o. Noi, evenimentul zilei, am mers în trena unei opinii publice care era anti-Iliescu și pro-Emil Constantinescu. Nu eram, noi ar fi fost alții, să știți. Presa nu poate, niciodată nu poate să schimbe un trend fundamental. Ea poate să-l sesizeze și să se așeze pe el, să-l întărească și să-l scoată în față. Dar nu se poate așeza împotriva curenților de adâncime dintr-o societate. Ce vreți să vă spun? Vreți să vă spun că există un articol al lui Vladimir Tismăneanu în care apreciază drept 5% contribuția articolului meu, Rictusul bolșevic, dintre cele două tururi, la pierderea alegerilor de către Ion Iliescu? Nu e așa. Nu eu l-am dat jos. Aș putea, nu să mă apuc și eu ca alții acum să spun, stai dumne puțin. Articolul al meu s-a dus până peste ocean, a schimbat 5% din electorat un articol. Nu este așa. Ion Iliescu trebuia să cadă atunci. Îi venise vremea. O să spun, de exemplu, ultima parte, am primit un sprijin neașteptat de la Adevărul. Știam Tudor Popescu, de pildă, în acel moment final, m-a sprijinit.
pentru că presa simte pulsul populației. Emil Constantinescu a beneficiat de mult ajutor conjunctural în acea perioadă, dar, mai presus de toate, succesul lui a fost rodul unui fapt de viață sau de moarte. Momentul de ruptură al acestei bătălii pentru președinție a fost moartea lui Corneliu Coposu. Corneliu Coposu a murit un an înainte de alegerile din 1996. La momentul morții lui Corneliu Coposu s-a creat un val de emoții extrem de puternic, s-a vorbit despre testamentul politic al lui Corneliu Coposu. În mormântarea lui a fost un an în care au participat zeci de mii de persoane. Parcă s-au dus acolo ca să îi spună iartă-ne, ăsta era sentimentul, iartă-ne pentru tot ce a fost. Asta a fost propulsia formidabilă pentru Emil Constantinescu și pentru CDR, care i-a ajutat să câștige în 1996 un fenomen ieșit din comun în ecuațiile politice reci. Au apărut înscrieri, au apărut oameni care veneau să înscrie în partid, hotărâți să mențină moștenirea lui Corneliu Coposu. Inexplicabil, uneori se întâmplă și așa ceva în dinamica maselor. Un soi de revelație. Deci, Coposu n-a fost cunoscut în 89. Și a fost nevoie de ani de zile după aceea ca el să intre în conștiința publică. Onorată adunare națională! Românii! Stimați concetățeni, vă rog în concordie și înțelegere să ascultăm toate glasurile! Însă, modul lui de comportament în acei ani a reușit să impună, a trezit ceva rar, domnule, în poporul ăsta. A trezit un sentiment de vinovăție. Înțelegeți? Oamenii, parcă uitându-se la el, cât era de omul ăsta, era, parcă era lipit pe cer. Era sărac lipit cerului, nu pământului. Testamentul politic al lui Corneliu Coposu, care mi-a fost încredințat mie, restul sunt povești, a fost acela, scopul nu scuză mijloacele. Aici, în fața lui Corneliu Coposu, cea mai curată instanță morală a lumii românești azi, pentru toți anii care n-au mai rămas de trăit, facem acest legământ solemn. Nu vom face compromisuri. Și nu ne vom lăsa copleșiți de frică, de îndoială, de deznădejde. Așa a câștigat Emil Constantinescu alegerile, cu moștenirea lui Coposu și, în sensul cel mai concret, cu ajutorul lui Dumnezeu. Credeți în Dumnezeu, domnule Iescu? Întrebarea, credeți în Dumnezeu, a fost o întrebare pregătită și, după părerea mea, și astăzi este o întrebare crucială. Problema unui șef de stat, mai ales a unui șef de stat într-un al unui popor, ca românii, care au cultul liderului salvator și sunt gata oricând să-i dea toată puterea, e de importanță extremă. Inclusiv oamenii bisericii evoluează în contactul cu știința. Și devin liberi. Intoleranța de o parte și de alta nu aduce nimănui niciun fel de folos. Crede și nu cercetați, pe exemplu, este un concept care a fost părăsit de oamenii biserici. Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu, a fost actul întâi din teatrul politicii românești. Întrebarea dumneavoastră pentru domnul Iliescu. Jucată. Credeți în Dumnezeu, domnule Ion Iliescu. Ăla a fost un moment în care oamenii de acasă l-au descoperit cumva pe Emil Constantinescu cel firesc, uman. Vă dați seama dacă un gest de genul ăsta mic și, repet, din punct de vedere teatral jucat prost, a reușit să impresioneze foarte multă lume, până și vecinii ai mei care erau iliescieni convinși. Au zis, domne, da, grea întrebare, domne, și extraordinar. Gândiți-vă la o serie de băbuțe care au spus, ăsta e omul lui Dumnezeu, maică. În fond, era o lovitură sub centura asta. Ion Iliescu era condamnat să piardă. Era o întrebare tipică, lose-lose. Pierzi oricum. Și a pierdut Ion Iliescu.
Era 17 noiembrie 1996 și era pentru prima oară în istoria României moderne când un conducător era schimbat altfel decât prin lovitură de stat, moarte naturală sau execuție. 96 a fost într-adevăr un mare moment istoric, cred că marele moment istoric din post-decembrie și poate din istoria modernă a României. Votul din 96, să știți că a fost poate singurul vot, i-aș spune chiar spiritual. De obicei, românii votează cu burta și cu buzunar. E, atunci au fost cel mai departe de burtă și de buzunar. În acea seară, când s-au anunțat rezultatele, piața Universității din București s-a umplut din nou, la fel ca la Revoluție. Păi eu sunt primul care am anunțat victoria lui Emil Constantinescu. Eram la televiziune Antena 1 și mi-a sunat pagerul. Atunci era pager, nu erau telefoane mobile. Mi-a sunat pagerul și eu vorbeam. Și Octavian Andronic mi-a spus, dom'le, uită-te pe el, că poate că e ceva important. M-am întrerupt din ce așa, m-am uitat pe pager și am spus Emil Constantinescu, 53, 51 sau nu mai știu cât era acolo, Ion Iliescu, atât. Deci a fost primul anunț pe un post de televiziune al acestui rezultat. Mă bucuram. Am urcat în balcon împreună cu părintele Galeriu. Părintele Galeriu a spus Tatăl nostru și am avut răgazul să mă gândesc câteva minute. Lumea a îngenunchiat atunci. După aia a devenit exuberantă. Eu am simțit un fior rece pe șira spinării. A fost prima oară în cariera mea de jurnalist în care, sub imperiul unei emoții atât de puternice, am lăcrimat. Noi, vă dați seama, dansam, umblam pe aer, eram în aceeași plăcere, a fost o seară de sărbătoare pentru noi. În noaptea aceea m-am dus singur, după aceea am luat-o, mai aveam Dacia, și m-am dus spre Pajura, unde locuiam, am oprit-o la un moment dat și m-am oprit pe Chiseleu și m-am plimbat așa singur și mi-am dat seama cât de greu va fi să fac față speranțelor pe care acei oameni și le puneau atunci. Speranțele n-au limită. După 6 ani de dezamăgiri, românii își investiseră toate speranțele în Emil Constantinescu. Țara încă mai credea în mitul omului providențial, capabil să preia puterea și să transforme România peste noapte. El, în fond, trebuia să fie șeful schimbării noastre. Și, din cât am văzut eu, el era un om care a vrut schimbare. Dar el nu avea absolut niciun fel de bază de putere. Niciuna. Emil Constantinescu nu avea un partid în spate și mai ales nu avea exercițiul puterii. Luminița de la capătul tunelului era încă departe. Guvernul Ciorba a fost nevoit să treacă la restructurarea economiei. Primele întreprinderi nerentabile au fost închise, iar oamenii au ieșit în stradă. Vrem să muncim! Vrem să muncim! În 1998, un sfert din populația țării trăia sub limita sărăciei. Infracționalitatea atingea cote maxime. Hagi se retrăgea de la Națională în lacrimi, iar moda băieților de cartier punea stăpânire pe România. Dar cred că nimeni n-a înțeles, știu că mulți cunosc ce înseamnă viața de cartier, dar nu știu câți recunosc că sunt cu totul altfel pentru voi toți. În această atmosferă deprimantă s-a instalat din nou dezamăgirea. Nu e bune, nu suntem mulțumiți cu nimic. De reproșat, reproșez tot, că nu merge nimic bine. Foametea, mizeria, desfințarea întreprinderilor, șomaj și așa mai departe. Prin 99-2000 nu puteai să ieși pe stradă fără ca lumea să-ți spună, să te oprească, să-ți spună. Spuneau așa, zice, transmiteți-l domnul Constantinescu că am votat pentru el și că azi îmi pare foarte rău că am votat pentru el. Spus, bine, domnule, dar pentru cine ai fi votat? Ai votat pentru Iliescu? Doamnă, pentru Iliescu n-aș mai fi votat. Zice, dar nu mă închipuiam să nu reușească nimic, chiar nimic. A fost totuși un om cinstit și au românii să învețe totuși să mai aprecieze cinstea, că după aia apar alții care țepuiesc și zic, vai, dar de cine țepuiește? Păi, băi, nu să spun, ăla cinstit nu e bun, stați cu ăștia care vă țepuiesc. Aveți un regret cu privire la perioada asta de 4 ani? Nu. N-am regrete, n-am cum, pentru că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu... Încă nu pot să înțeleg cum s-au putut realiza atâtea lucruri atunci. Emil Constantinescu a avut un final de mandat dificil. În culisele puterii, băieții deștepți controlau România după bunul plac, dictându-le oamenilor când să se revolte și când să doarmă liniștiți. La, 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 la.
prăbușirea FNI și mineriada din ianuarie 1999, când pe teritoriul țării a fost instituită starea de urgență, au lăsat impresia unui președinte depășit de evenimente. Sigur că atunci n-am dormit 48 de ore, fiindcă practic am condus toate operațiunile. După aceea am căzut cu capul pe birou răpus de oboseală. La Consiliul ăla Suprem de Apărare, știți cum se uitau ăștia la Constantin Nescu, se uitau așa la el, cum să spun. Vedeai pe figurile lor, era ca într-un film, că toți numără în gând momentele până când amatorul ăsta dispare, se duce dracului și își închide la loc cercul lor profesionist și se țin de treabă ca și până atunci. Copleșit de situație, Emil Constantinescu s-a declarat înfrânt de sistem și a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat. Așa ceva nu se face. A fost o eroare imensă, eroare, un act de lașitate. El nu s-a sfătuit cu nimeni. El ne lăsa pe noi să ne pregătim pentru campania electorală și cei oameni apropiați lui au fost șocați. Omul a plecat acasă spunând că l-a învins sistemul și niciodată n-a dat explicații pentru asta, parcă eram o națiune de tâmpiți. Cineva mi-a zis dumneavoastră că n-ați mai candidat, ați înțeles că trebuie plătit un preț, v-ați sacrificat și am zis, hai să fim serioși, cum adică să mă sacrific? Chiar dacă ar fi fost un gest egoist, avea dreptul la el. Ajunsesem să văd, să spună că fiul lui Emil Constantinescu a omorât niște chinezi, i-a tăiat și i-a îngropat la buftea. Deci vreau să se focalizeze. Aici este o fotografie, probabil din campania electorală, cu domnul Emil Constantinescu și cu domnișoara de peste drum. Ea nu are rochia întreagă, nici bluza, deci cu domnul Constantinescu, cu mâna dreaptă cu care semnează decrete prezidențiale și cu care falimentează România, o ține de buric pe domnișoara Rona Hart. Bun, ați prezentat fotografia. Cu astfel de scandaluri, înscenată în mod grosolan, Constantinescu a fost împins să renunțe, iar pe scena politică și-a făcut apariția un personaj spumos și imprevizibil. Toată viața vă veți aminti seara asta. Doamne. E seara când aveți ocazia să spuneți cinstit oamenilor, da mă fraților, am greșit, mi-au plăcut bărbații. Mi-a plăcut și Emil Constantinescu, l-am desenat, l-am descris. Păi stați lui Vadim, a fost fascinant, dar ne lămurim, a fost un spectacol. Mulți se uită la televizor și spuneau, mă uit la Vadim Tudor să văd ce mai zice nebunul. Omul nu este nebun, mimează nebunia. Este un om cu o memorie foarte bună și cu un talent deosebit al invectivei. Eu am fost pe o listă făcută în România Mare prin 1994-95, lista celor care trebuie executați în prima zi după ce ia Partidul România Mare puterea. România nu mai poate fi condusă decât cu mitraliera. Dezamăgiți de toate alternativele pe care le încercaseră până atunci, România a început să creadă într-o astfel de soluție extremă. Corneliu Vadim Tudor devenea tot mai popular și cu cât striga mai tare că țara e jefuită, cu atât creștea mai mult în sondaje. Țara a fost condusă în mare parte de niște gangsteri. Și am curajul să spun asta. Au furat până n-au mai putut, la patru mâini, ca într-un concert de Rahmaninov. Au furat și au scos peste hotare. Vadime! Vadime! Cu un Corneliu Vadim Tudor aflat pe val și cu Ion Iliescu clasat pe primul loc în sondaje, partidele de dreapta au adoptat o tactică bizară. În loc să se coalizeze în jurul unui singur nume, acestea au aruncat în lupta electorală patru candidați. Doi dintre ei, Teodor Stolojan și Teodor Meleșcanu, îl sprijiniseră pe Iliescu la alegerile din 1996. Cum vă explicați că atunci cei doi oameni politici erau în comitetul de sprijin, astăzi sunt adversarii dumneavoastră în cursa pentru președinție? Asta e viața. Oamenii evoluează, unii se reunesc, alții se despart. Vă vine să râdeți așa. Zâmbetele parșive ale politicienilor sporeau nedumerirea unui electorat care și așa era bulversat. Prezidențialele din toamna anului 2000 au fost marcate de o serie de momente care n-au făcut decât să adâncească confuzia generală. Singurul care, culmea, ar fi avut mari șanse, care se fixase de la început în ipostaza unuia care vorbește puțin pentru că are multe de spus, dar nu vrea el să spună, a fost Stolojan. Numai că la confruntarea din 2000 s-a petrecut un lucru straniu. Omul calm, Stolojan a scos un glonte, l-a ridicat așa și a început să zbiere, dar devenise aproape de isterie. Și spunea și Vadim Tudor și fii atent aici și vrei să mă împuci cu tare. Lucrul care i-a dat posibilitatea lui Vadim Tudor să reacționeze și atunci s-a transformat totul într-o bălăcăreală. Șansele lui Teodor Stolojan au fost reduse dramatic și de candidatura lui Mugur Isărescu. Concurând pentru același tip de electorat, cei doi n-au făcut decât să se anuleze reciproc. N-ați prevăzut că sunteți prea mulți pe partea dreaptă și s-ar putea să se piardă voturi așa? Pe stânga știam că nu se poate realiza ceea ce vroiam.
Am încercat pe dreapta, asta a fost. Și dacă o să analizați chimia prin care cei doi candidați ai dreptei și-au înjumătățit voturile, mă refer la Teodor Stolojan și Mugur Isărescu, pentru ca să poată să intre Vadim în turul 2, o să vă dați seama mai bine că a fost un joc subteran foarte greu de realizat. Deși ne-a lucrat la acest joc subteran, a lucrat foarte bine. S-a ajuns la o finală comandată din care Ion Iliescu să câștige. Ion Iliescu nu putea să câștige decât în fața unui singur contracandidat, pe numele său Corneliu Vadim Tudor. Pe ideea fugiți, vine nebunul, alegeți-mă pe mine că sunt rău cel mai mic. Deci acolo am avut la start patru oameni ai sistemului dinainte de 1989, patru favorizați ai sistemului de dinainte de 89. Ion Iliescu, Corneliu Vadim Tudor, Teodor Stolojan, Mugur Isărescu. Cum ar fi dat sistemul de până în 89 câștiga? Decise sau nu în subteranele sistemului, rezultatele din primul tur au fost clare. Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor au adunat cele mai multe voturi și s-au calificat în finala prezidențială programată pe 10 decembrie. Asta este un cutremur al întregii lumi, nu al României. Am auzit ce procent are Corneliu Vadim Tudor, m-au trecut fiorii și după aceea am văzut, eram la TVR, am văzut cu coada ochiului pe un ecran demografia votului. Tineri, oameni până în 35 de ani, young urban professionals din vest, din București, care votaseră Corneliu Vadim Tudor. A fost unul din puținele momente din viața mea, din gazetărie, în care mi s-a blocat mintea. Faptul că s-a ajuns atunci ca nouă să ne fie atât de frică în societatea românească că un om ca el să poată să ajungă să aibă o treime de voturi sau cât a avut, arată cât de praf și pulbere era făcută societatea respectivă și cât de fără speranță. Un tânăr intervievat de nu mai știu ce televiziune, pe cine ați votat? Și tânărul îi răspunde, pe Corneliu Vadim Tudor. Da? Și de ce l-ați votat pe Corneliu Vadim Tudor, întreabă reporterul. Și ăla răspunde, l-am votat că e diliu. Românii votaseră încă o dată după criterii greu de înțeles, lăsând impresia că în turul al doilea s-ar putea întâmpla orice. Au fost două săptămâni în care Corneliu Vadim Tudor se vedea deja instalat în funcția de președinte al României. Voi avea probabil niște confruntări televizate cu domnul Ion Iliescu, îl voi pune în fața guvernării sale catastrofale de 7 ani și a mafiei pe care a patronat-o și dacă nu va înțelege la timp să se retragă din această cursă, pentru că are 71 de ani, probabil voi fi nevoit să-l fac knockout. Ion Iliescu a refuzat confruntarea și s-a ascuns la adăpostul valului de indignare care a lucrat în favoarea sa. Speriată că o victorie a lui Vadim Tudor ar arunca România în brațele anarhiei, opinia publică a îndemnat populația să îl voteze pe Iliescu. La toate acestea s-au adăugat și mesajele de îngrijorare care veneau dinspre Occident. Evident, Occidentul stemea mult mai tare de Vadim decât de Iliescu. Da? Iliescu era rău cunoscut. În momentul ăla în care m-am dus pe buletinul de vot, într-o parte era Ion Iliescu și într-o parte Corneliu Vadim Tudor și am pus ștampila pe Ion Iliescu, mi-am dat seama că destinul are momentele lui de umor amar. Nu mi-a fost bine deloc. 4 ani de acum înainte, Iliescu președinte, noi votăm, vă votăm. Iliescu președinte, 4 ani de acum înainte, pentru noi, pentru voi. Pe 10 decembrie 2000, Ion Iliescu câștiga în fața lui Corneliu Vadim Tudor și se întorcea în funcția de președinte. România a scăpat de pericolul unui conducător cu apucături extremiste, dar se transforma într-o țară bântuită de deznădejdea și de disprețul tinerei generații. Păi tinerii ăștia, care aveau 25-30 de ani acum, cu 10 ani înainte fuseseră lângă mine în piața universității în noaptea aia. Ei fuseseră, nu părinții lor. Părinții nu erau. Și acea revoluție a fost făcută de acești copii, de oameni sub 20 de ani. Deci ei au dăruit părinților lor o lume atunci. Fiind omorâți ei, le-au dăruit o lume. Iată, faceți ceva cu ea. Și rezultatul absolut dezolant pe care îl aveau în fața ochilor i-a făcut să voteze în acest mod nu negativ, în acest mod batjocoritor. Deci a fost un vot de dispreț la adresa propriilor părinți. Da,
Așa ați înțeles? Pentru asta am ieșit noi în stradă, pentru aia au murit Ionel de la Scara 4 și cu George din blocurile de peste drum. Pentru asta au murit? Ca să vă bateți voi joc, să faceți ce ați făcut în societatea asta acum? E bine, atunci îl votăm pe dementul ăsta. A fost ceva extraordinar, nu cred că s-a mai văzut așa ceva. După un deceniu de libertate, România se afla din nou sub conducerea lui Ion Iliescu. Au urmat 4 ani în care președintele a stat cu minte la Cotroceni și a privit cum țara era sugrumată de corupție și de clientelism politic. Domnul Iliescu nu e doar primul om care a etichetat capitalismul de cumetrie. El este cel care a construit capitalismul de cumetrie sau l-a lăsat să se construiască, da? Pe tura lui. Din păcate, acest nărav a fost continuat și de ai noștri, și trebuie să o spunem, și de alți. Iar astăzi, clientelismul a ajuns la forme grotești. Iliescu a ridicat de mai multe ori problema corupției, a clientelismului politic, dar n-a făcut nimic ca să blocheze treaba asta. Ion Iliescu a fost atunci foarte rezervat. Adevăratul președinte al României a fost Adrian Năstase. Premierul României între 2000 și 2004, Adrian Năstase era omul care hotăra soarta țării în acea perioadă. Năstase a fost, ca politician, ca premier și mai ales ca ministru de externe, componenta externă a ceea ce a făcut Năstase a fost remarcabilă. E adevărat că, domne, senzația de corupție, duhoarea corupției din regimul Năstase se simțea, domne, până în partea de jos a masei. Adrian Năstase. Cine e Adrian Năstase? Un hoț. Regimul Năstase era un regim profund corupt. Era ceva, deci, domne, să umbla cu caietul sau cu cartea cu câte $100 în fie la fiecare foaie. Mai ales că jurnaliștii erau cumpărați de Adrian Năstase. Fie foarte clar. Era și metoda de presiune, de agresivitate, dar dublată era morcovul cu zăhărelul și zăhărel consistent. Cu presa redusă la tăcere și cu un partid gigant fidelizat printr-o rețea de baroni locali cărora li se oferise imunitate, Adrian Năstase părea tot puternic și se pregătea să câștige detașat alegerile prezidențiale din 2004. Se părea că are totul la dispoziție, partidul, oamenii, tot. Era mult prea sigur de el, ca să nu zic împăunat cu el însuși. Cineva la un moment dat spunea că vrea să vină să pune găinile. I-am sugerat că mai bine să vină să pune ouăle. În fața forței și aroganței lui Adrian Năstase, partidele de opoziție s-au unit în jurul unui candidat care nu părea capabil să-l învingă pe liderul PSD. Eu n-am crezut niciodată în omul Stolojan și am refuzat să mă implic în campania la prezidențiale cât timp Stolojan era candidatul. În primul rând n-avea anduranță. În al doilea rând se speria ușor. Cu mai puțin de 2 luni rămase până la alegeri, lucrurile păreau decise. Însă pe 2 octombrie 2004, Alianța DA a organizat o conferință de presă care i-a încremenit pe români în fața televizoarelor. Din păcate, drumul meu în cursa prezidențială se încheie aici. Starea mea de sănătate mă oprește din acest drum. Problemele de sănătate cu care mă confrunt pot fi remediate acum. Dragă Stolo, vedeai un om politic pentru prima oară la televizor plângând. Traian Băsescu plângea, Stolojan era împietrit, nevasta lui Stolojan era încremenită, adică toți am crezut că Stolojan moare în următoarele 2 săptămâni. Normal că m-am pufnit în râs, eu credem, lacrimile politicienilor, ce dracu, adică era prea de tot, adică ăla era acolo, vezi, cu nevasta ăsta plângea. Stolojan nu ne-a explicat nici acum. Ajunsesem într-o situație din asta de saturație, că pur și simplu nu mai puteam vorbi. Și atunci am zis, dom'le, până aici, adică mă apuc să citesc ca papagalul de pe o hârtie discursul. Nu. Experții partidului acolo au spus, dom'le, Stolojan nu trece. Nu trece, și așa era.
Îl bătea Năstase pe Stolojan. Nu trece. Și atunci au hotărât rocada. Rocada s-a făcut, după cum ați văzut, cu această scenetă foarte adică, dacă tot o facem, hai să o facem într-un fel în care să rezulte un boost, să rezulte o propulsie pentru celălalt, pentru Traian Băsescu. Deci a fost un moment dezgustător, o scenetă de teatru prost, groaznic, cu mare eficiență la poporul român. Am pierdut pentru că a plecat Stolojan. Regret însă că sunt obligat să constat încă o dată cât de jos poate să meargă Traian Băsescu pentru a-și atinge scopul politic. Acuzând PSD-ul că l-a șantajat pe Teodor Stolojan, Traian Băsescu s-a proiectat în rolul politicianului gata să se lupte până la capăt cu sistemul ticăloșit. Un sistem ticăloșit care distruge adversarii politici ai puterii. Dacă poate. E, băieți, pe mine nu mă distrugeți. În Piața Victoriei la țepe după 28 noiembrie. Pe 28 noiembrie 2004, în primul tur al alegerilor prezidențiale, s-a dovedit că Adrian Năstase era totuși foarte greu de învins. Însă Traian Băsescu reușise să se convingă surprinzător de mulți alegători pentru un candidat care intrase în cursă cu numai câteva săptămâni înainte. Adrian Năstase și Traian Băsescu se vor confrunta în al doilea tur de scrutin pentru prezidențiale. Adrian Năstase îl surclasează pe candidatul Alianței Dreptate și Adevăr, Traian Băsescu, cu peste 7%. Pentru victorie! Voi fi un președinte bun pentru fiecare cetățean al României, un continuator al lucrurilor bune înfăptuite de președintele Iliescu. Desigur, dacă mă veți vota în 12 decembrie. Până pe 12 decembrie, data celui de-al doilea tur de scrutin, mai erau însă două săptămâni de campanie electorală, iar Traian Băsescu părea dispus să facă orice pentru a recupera diferența din prima rundă. Copreședintele Alianței, Traian Băsescu, acuză PSD că a fraudat alegerile prin intermediul turismului electoral. Oricât ar vrea ei să fure la numărătoare, suntem mai mulți. Votează da pentru tine și ai tăi, ca să trăiți bine. Nu pot ei fura cât puteți voi vota. În strategia de campanie, Traian Băsescu a fost prezentat ca un politician autoritar, susținut și de oamenii simpli, dar și de intelectuali. Pentru mine este un fel de cavaler al dreptății. Nu știu. Pur și simplu mi inspiră încredere. Este un om care are forță. Una și cu una fac două. Nimeni nu l-a pus jos pe omul ăsta. Speranța mea se leagă de candidatura lui Traian Băsescu. Dacă aveți încredere în mine, votați ca mine, Traian Băsescu. Pentru că ar fi pentru prima dată în istoria României când Marea Neagră ar învinge cartierul primăverii. Adrian Năstase a mizat mai mult pe realizările din mandatul de prim-ministru. Sunt profesor și știu ce înseamnă învățământ. Ca prim-ministru am creat programul Cornul și Laptele și am dotat școlile cu calculatoare. Nu vreau pe nimeni, numai pe domnul ăsta, nu-mi trebuie piese, nu-mi trebuie nimeni, numai să văd, să stau de vorbă cu el. Domnul Adrian Năstase. Adrian Năstase, sufletul meu. Eu om potrivit la locul potrivit. Pare bine când îl vedem. O vorbă bună. Are o frumusețe, are o putere slobozită de Dumnezeu să conducă poporul. Până la urmă, deznodământul alegerilor prezidențiale din 2004 a depins de câteva detalii care au depășit sfera strategiilor de campanie. Ceea ce făcea Băsescu nu puteam eu să fac. De exemplu, am văzut într-o emisiune, era Băsescu cu Nașul, singur Băsescu cu Nașul. La un moment dat, Nașul întreabă, ei, și ce o să-i faceți lui Năstase? Băsescu zice spontan, o să-l iau să-l dau cu capul de toți pereți, la care a doua zi România era pe burtă toată. Dau cu el de pământ, îl lipesc de toți pereții. Niște exprimări lipsite de orice conținut, dar care, folosite la momentul potrivit, dau bine. I-a zis-o, i-a zis. Și dacă i-a zis-o ce? Din păcate asta îi place populației și asta îi place în continuare. El nu e o frumusețe de artist, nu? Și totuși are un contact cu oamenii care nu l-au foarte mult. Băsescu pare un om sincer și care chiar când nu e sincer zice lucrurile de-a dreptul. Dimitru Năstase părea un fel de creație artificială. Adrian Năstase părea artificial, mai ales atunci când încerca să-i răspundă lui Traian Băsescu în același stil. Se plimbă prin țară iepurașul Traian și strigă: unde-i ursul să-i mănânc urechile?
O să-l iau eu de urechi pe iepurașul ăsta și o să dau de pământ cu el de nu să se vadă. Năstase iar era incapabil, i-au încercat ăștia să-l pună să cânte la chitară, să se dea familiar, să pupe babe. Dumnezeule! Deci erau niște secvențe hilare, puțin spus grotești. Avea toate datele de blocaj ale unui ins provenit din aparatul Partidului Comunist. E, Băsescu nu a făcut parte din aparatul partidului. El a făcut parte, a avut treabă cu securitatea. Da? Securitatea era altceva. Ei erau mai relaxați, mai lejeri, mai băieți erau băieții deștepți ai acelei perioade. Discutam cu colegii la începutul campaniei. Păi ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns până la urmă să aleagă între doi foști comuniști. Între Adrian Năstase și Băsescu. Dom'le, aia a fost o... Se spune manevră politică foarte, foarte eficientă. Și Adrian Năstase, în momentul ăla, a pierdut enorm pentru că a fost incapabil să zică ceva. Eu vreau să vă întreb foarte personal, ce plăcere estetică vă trezește priveliștea unui iepure împușcat? Domnul Popescu, n-am mai fost de multă vreme la vânătoare și mă gândesc foarte serios dacă o să mai merg de acum înainte. Era o întrebare grea. Dar nu imposibil de evitat. A mea! Și ce vreți, domne, să ne năpădească lupii, urșii, aia nu trebuie vânați, acum ce duci? Să băseau niște metode. Domne, nu o să uit niciodată cum se descompunea. Deci, parcă vedeam o imagine din pixel la televizor care își pierde șarful. Spăreau bucăți din pixel din fața lui. Dumnezeu, teribil, s-a descompus, incapabil să spune. Traian Băsescu, de lângă el, de acolo, i-a strigat la un moment dat: Adriane, spune bă că vin spuștile! În seara de 12 decembrie 2004, exit poll-urile au arătat că Traian Băsescu reușise să recupereze diferența de 7% din primul tur de scrutin. Egalitate perfectă! Adrian Năstase la egalitate cu Traian Băsescu. Cei doi candidați în turul al doilea al alegerilor prezidențiale nu pot fi departajați conform estimărilor de la ora 19. La ora 21 va fi 52 la 48 pentru mine. Adriane, nici nu știi cât de mic încep să fii. Adrian Năstase fusese vreme de 4 ani cel mai mare om din România. În acea seară de decembrie era sfârșitul carierei sale politice și a sistemului pe care îl imaginase. Un sfârșit care a venit în uralele susținătorilor aduși cu microbuzele de baronii locali pentru a sărbători o victorie de care fusese atât de sigur. Vă mulțumesc că suntem împreună. Sunt sigur că o să câștigăm. Victoria! În timp ce Adrian Năstase se retrăgea din scenă, răvășit de iminența înfrângerii, Traian Băsescu își sărbătorea victoria în mijlocul mulțimii adunate în piața universității. Președinte care va ține la poporul lui și nu la clica dintr-un partid. În acea noapte, sute de români au ieșit în stradă în orașele mari ale țării. Băi, vreau să vă spun ceva! Adrian Năstase va cere renumărarea voturilor! Silviu Brucan a spus că ne trebuie 20 de ani pentru a ajunge la democrație. Voi
voi, cu votul vostru, ați scurtat termenul la 15 ani. România a ajuns în democrație cu 5 ani mai devreme. Atunci s-a terminat tranziția. A fost sfârșitul unei epoci. Ion Iliescu era debarcat de la șefia partidului pe care îl înființase. Se schimba o generație de politicieni. Veneau tinerii, aducând cu ei iluzii de mai bine. România intra sub umbrela NATO și era acceptată în Uniunea Europeană. După euforia acestor momente, am revenit la realitate. Trăiam mai bine, dar asta pentru că sute de mii de români plecaseră să muncească în Occident, iar exodul continua. La București, politica aș urma cursul ei firesc, cu alianțe urmate de războaie, trădări, soluții imorale și promisiuni făcute doar pentru a fi încălcate. În situația în care Parlamentul va vota suspendarea mea, în maxim 5 minute de la vot voi demisiona din funcție. Băsescu a fost suspendat de Parlament la 19 aprilie 2007. Nu și-a dat demisia, iar la referendum a fost reconfirmat de cetățeni. Vă propun ca odată la 3 luni să ne vedem în piața universității pentru raportul președintelui în fața românilor. Dar nu ne-am mai întâlnit niciodată în piața universității. Au trecut anotimpurile și România s-a schimbat la unison cu schimbările istoriei. În 2009 a venit criza, da? Criza. Companiile au început să concedieze, prețul carburanților a luat o razna, iar creditele au fost înghețate. Românii s-au trezit brusc din visul frumos al anilor 2007-2008. Popularitatea lui Traian Băsescu s-a spulberat. Alegerile se apropiau, iar românii nu mai trăiau bine. Ne-ați promis că vom trăi bine. Nu, v-am salutat să trăiți bine. Uite așa țintă mare era Băsescu în 2009. Nu trebuia decât, nici nu trebuia să pui arma la ochi ca să tragi. Trăgeai de la șold, apropo de vânături. Dar noul lider al Partidului Social Democrat nu era un vânător. În plus, pornea și cu un complex important față de Traian Băsescu. Evident, mi-aș fi dorit să câștig. Bucureștenii au decis altfel. Așteptați viitoarea mea apariție în politică. O să vedeți că va fi, cred eu, mai de succes decât cea de azi. La 5 ani de la acea înfrângere, Mircea Joana a fost nevoit să se întoarcă în ring cu Traian Băsescu. Primul tur a confirmat sondajele. Mircea Joana se vedea tot mai aproape de scaunul prezidențial. Vă chem alături de mine. Învingem împreună. Joana avusese tot până la acel moment de partea lui. Moguli, presă, oameni de comunicare, se pompaseră și bani și, cred că și sentimente unii. În Joana ceva de speriat. Să ne unim cu toții, români de aici din țară și români din străinătate. Și s-au unit cu toții pentru a-l învinge pe Traian Băsescu. Este exclusă susținerea lui Traian Băsescu în turul 2. Voi avea o campanie activă, dacă mi se va cere, de către Joana. Mircea Joana este un om civilizat, un om căruia personal n-am ce să-i reproșez. Ca să fie sigur de victorie, Mircea Joana l-a adus alături de el pe Cosmin Gușă, omul care îl consiliase pe Traian Băsescu în campania din 2004. Apropo de întâmplările mele cu Traian Băsescu, suntem oameni, nu? Dorim din când în când să ne răzbunăm. Lovitura fatală pe care echipa lui Joana i-a pregătit-o lui Băsescu ar fi trebuit să fie aceasta. Lumea a fost convinsă că Traian Băsescu l-a împins, chiar că i-a dat și o palmă, da? În România a dat o palmă unui copil. Dar disproporția dintre acuzațiile aduse și ce vedeau ei în fiecare seară a făcut ca lumea să spună, măi, ăștia au ceva cu Traian Băsescu. Și în acele ultime zile dinaintea turului al doilea, Mircea Joana a reușit să spulbere tot avantajul pe care și-l crease. În săptămâna aceea, așa cum arătau toate sondajele, era președinte. Nu? Cum s-a și spus după aia, dacă stătea acasă, îi punea cineva piciorul în gips, ieșea președinte. Punctul culminant al luptei dintre Mircea Joana și Traian Băsescu a fost în ziua dezbaterii moderate de Robert Turcescu. Telefonul meu zbârnea în continuu. Fie oameni politici, fie vântul la obnea să mă întrebe, bătrânelule, cum stai cu pregătirea emisiunii, nimic altceva. Ultimul telefon la care am răspuns în acea zi a venit de la un om din presă, să spunem, care m-a sunat, cred că undeva în jur de 5 după amiaza, și mi-a spus, am niște secvențe
cu Joana intrând în casă la vânt. Vrei să le iei să le difuzezi diseară? Și ăla a fost momentul în care am închis telefonul, pentru că am zis, domnule, toți ăștia acum vin, începe nebunia, încep serviciile, încep paparații, încep... Gata. Potrivit formatului agreat împreună cu stafurile dumneavoastră de campanie, vă pot adresa și eu o întrebare. Domnule Traian Băsescu, ați fi dispus să jurați că la mitingul electoral la care ați participat în anul 2004 nu l-ați lovit pe minorul Bogdan Istrățoiu? Nu l-am lovit nici în plex, nici cu pumnul în față. Domnule Mircea Joană, ați fi dispus să jurați că n-ați promis numiților Sorin Ovidiu Vântu, Dan Voiculescu și Dinu Patriciu niciun avantaj și niciun favor care să implice bani publici ori bunuri publice în cazul în care veți ajunge președintele României? Jur cu mâna pe Biblie că nu am promis niciun fel de avantaj material sau de influență celor menționate dumneavoastră. Domnule Mircea Joană, domnul Vântu a ieșit pe televiziunea proprie și a spus că v-a chemat de câteva ori în Delta. Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Și în condițiile în domnul care... Domnul Joană, vă rog, nici azi noapte nu v-a plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Dar în condițiile azi noapte, acestea... când a aflat că e arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a plăcut? Nu știu ce se întâmplă cu chemat domnul Popa în urgență. I-am simțit transpirația rece lui Mircea Joană. L-am simțit cum mi se usucă gura. L-am simțit pe Traian Băsescu dezlănțuit. L-am văzut cum se repede, practic. Vă rog, am avut aseară o întâlnire cu domnul Vântu. Azi noapte, da? Da. Vă rog, liniște. Cred că a fost un lucru decent. Da, pentru că azi noapte, care a fost problema? M-a sunat după ce într-un interviu într-o gazetă de sport, i-am spus că este malefic și ușor turbulent. Și v-ați dus la dânsul acasă să explicați că ați greșit. Și am avut o discuție. Vă rog, domnule Băsescu. Se vedea că se rostogolea Traian Băsescu, venea peste el. Joana era în defensivă, bătea în retragere. În momentul ăla mi-a dat seama că Mircea Joana a pierdut. De câte ori ați băut whisky cu domnul Vântu în anii precedenți? Niciodată. Cu cubul sau fără cubul? Niciodată. Vreți să sunăm pe domnul Vântu de câte ori v-ați întâlnit cu domnia sa? Vă rog. În stafurile de campanie profesioniste la nivel înalt în lume, există un pachet care se numește Red Alert. În clipa este pregătit candidatul respectiv pentru o situație fără ieșire, în care îți vine ăla și strântește pe masă un cotoi mort, de care nu poți să faci abstracție, pute până la cer, nasol, ce fac? Acea lipsă de reacție a lui Joană și refuzul său de a primi consiliere în toată după-amiaza acelei zile sunt lucrurile ciudate pe care poate nu le vom afla niciodată. Prostănacul, cum l-a denumit Ion Iliescu, perfect, perfect, vedeți ce știință a avut, mi-a spus prostul. Mi-a spus prostul, o diferență. Prostănacul este și o doză de familiaritate, de tandrețe, adică e prostul nostru aici, prostănacul. Prostănacul s-a dus la Sorin Ovidiu Vântu atunci. Traian Băsescu nu a venit cu ceva extraordinar. A fost ceva absolut simplist, brutal, la care tovarășul Joană s-a prăbușit, pur și simplu. A făcut cea mai mare greșeală pentru un politician și anume a tăcut. I-a căzut fața 30 de secunde. 30 de secunde de dezorientare. De cădere a feței pentru un politician aflat într-un astfel de moment sunt fatale. Fatale, pur și simplu. Asta a fost tot. Fața. O întrebare care trebuie clarificată este ce am căutat la domnul Vântu cu o seară înainte de dezbaterea finală de la postul Realitatea TV. Aveam informații că echipa lui Traian Băsescu era deja în posesia întrebărilor pe care moderatorul Trustului Realitatea urma să le adreseze celor doi candidați în dezbaterea de a doua zi. Și am dorit să aflu de la sursă, de la patronul acestui trust, care sunt aceste întrebări și dacă se poate asigura un teren de joc egal. Să-mi fie iertată expresia, dar domnul Mircea Joană minte ca un porc.
n-avea ce întrebări să afle. Stafful de campanie al lui Mircea Joană, stafful de campanie al Traian Băsescu, știau exact ce urma să se discute acolo. Mircea Joană a ascuns consilierilor săi că fusese la vânt în seara precedentă, n-a spus nimănui până după amiază. Deci, asta nu o să pot să-mi explic niciodată. De ce Joană a refuzat să aibă reacție? Că s-a dus la vântul, treaba lui, nu trebuia să meargă. Putea să fie o banalitate, da? Să fie cum a zis vântul, că s-a dus să relaxeze. N-avea nevoie de relaxarea aia, și mai ales cu vântul. E greu de calculat cât de mult a contat această poveste în configurarea rezultatului final. S-a spus atunci că pe Joană nu l-a învins Băsescu, ci oamenii de care s-a înconjurat. Încununarea unei săptămâni negre pentru Mircea Joană a fost seara anunțării rezultatelor. Am învins! De astăzi sunt președintele tuturor românilor, acelor care m-au votat și acelor care nu m-au votat și voi trata cu egal respect. Mă de băi, Viorele, și-ai vigile șampanie. Dă-i telefonul Fane să aducă șampania, dă-i cheile de la palat. Sigur, un om prudent așteaptă rezultatul final. E un flac, i-am ciuruit. Spre binele României, Traian Băsescu trebuia să pierdă în momentul ăla. Joana n-ar fi putut în niciun caz să fie un președinte jucător de tipul lui Traian Băsescu, să vină cu edictele astea ale lui, cu măsurile care au reușit să scoată lumea din sărite de atâtea ori. Dar așa a fost, nu mai poate fi întoarsă roata istoriei înapoi. Demersul nostru se încheie aici. Acestea au fost alegerile noastre. Așa am trăit ultimul sfert de secol. E bine să știm toate astea pentru a învăța din greșelile trecutului. Și e bine să știe și ei, cei care ne vor conduce, cât de greu le va fi. Poți să fii șef de stat 4 ani, 5 ani, 10 ani. Să n-ai nicio situație deosebită. Dar trebuie să înțelegi că această funcție este creată și oamenii te împind acolo ca să iei decizii pe care ei nu le-ar putea lua. Nu ne-am propus să aflăm care a fost cel mai bun președinte al României. Au fost 25 de ani plini de dezamăgiri, dar iată-ne aici, privind înapoi, fără resentimente. Marele merit al lui Iliescu este că în 96 a convocat acea întâlnire de la Snagov, în care a chemat toate partidele pentru a construi un consens pe obiectivul integrării României în Uniunea Europeană. Emil Constantinescu a avut marele merit că a dat drumul la schimbări, la schimbări costisitoare. Iar marele merit al lui Băsescu sunt mai ales în primul lui mandat, că a deschis drumul independenței magistraturii. Vom avea și de acum înainte conducătorii pe care îi merităm și poate că ar fi momentul să acceptăm că nu președinții ne-au adus aici, ci noi înșine. Mă uit la tot felul de filmulețe pe YouTube în care vedem nivelul electoratului. Mi se adresează întrebări banale. Țara în care locuim? Nu știu. Cum nu știți? Nu știu. Dar apoi când sunt întrebați dacă merg la vot și cu cine votează, răspund că merg la vot și că votează cu cineva. Până acum am fost conduși de oameni care, într-o formă sau alta, au făcut parte din sistemul comunist. În curând vom avea un nou președinte și poate că ne vom despărți pentru totdeauna de acest trecut. Sunt șanse să se întâmple lucrul ăsta, dar sunt șanse să se mai prelungească niște ani. Și oricum, urmele încă n-au dispărut. O spun cu toată tristețea, sper să apuc să trăiesc în altceva decât Republica Socialistă România, dar încă nu e cazul. Peste câteva zile vom vota din nou. Ne-am obișnuit deja cu democrația și cu rutina alternanței de iluzii și dezamăgiri. Dar nu-i nimic. Vom supraviețui. We have the adaptability of the people and the inventiveness, the intelligence that will make them. We are specialists in surviving. We are survivors.